am activat în comerț și eu îi văd numai la bar, la astea, dar din și cauză. Cauza că ei nu au alte soluții, unii se întâlnesc. De exemplu, casa de cultură, el se deschide luni până anează și vineri după anează, cum spunem noi. Dar ar trebui de luat la evidență asta și tinerii cred că nu sunt atât de ambițioși ca seara. Noi vrem, de exemplu, ceva, jocuri distractive, discoteci și mai este a mea, că noi suntem, nu suntem în vârstă, dar suntem născuți mai de mult. Și, dar ei înțeleg în chestiile astea, de atâta ei cred că nu sunt atât de ambițioși ca seara de la administrația publică locală, de la directorul casei de cultură, chiar și azi. A fost depusă cererea o săptămână înainte de a petrece și am venit, stăteam cu trag casa de cultură în cuietă. Dacă a fost pusă cererea acolo, este responsabilul care e obligat, primește salariu, să pregătească sala pentru întrunirea de astăzi. Mă rog, eu înțeleg în sat, chiar și duminica, sunt întrebări gospodărești care trebuie făcut și lumea e ocupată toată săptămâna la lucru și au treburi gospodărești. De atâta aș cred că așa puțin ne-am adunat, dar mă rog. Din programul de actat mai este, adică am vorbit despre domeniul social-cultural, socială persoanelor în etate și defavorizate. Are în vedere că noi la ziua de astăzi primim atâtea ajutoare europene. Că la noi, eu am văzut un caz că nu a dus ajutorul în autobuz, microbus, oricum se mai numește, și aceștia care au încărcat spune: doamna Nina, nu să ajung nu știu cât să ai. Înseamnă că ea cunoaște, așa de mână făcut, înseamnă că ea cunoaște. De asta tot, de luat la control, conlucrare cu SCITL, asta e serviciul de colectare a impozitelor și taxe, o conlucrare, adică ca toți înaintea legii să fie egali. Care plătește, care nu plătește, acel care are 3 lei. De exemplu, eu dacă lucrez de acum 16 ani, mine când mă cheamă la inspectorat, mă întreabă lista datornicilor, contribuabililor care sunt datori, și măsuri ai luat. Și în grafat trebuie să însemn. Am trimis scrisoare, i-am trimis citație. Și acolo și de suma de 520, zic, da, la asta și pe asta ne ocupăm noi. Zic, da, pe mine mă trimite, Dumnezeu să o ierte, Maria Angel, că-i decedată, când am fost cu o listă eu câțiva ani în urmă, șeful Inspectoratului Fiscal îmi spune, ia că te oprim, luăm. Angel, Maria, ce măsură ai luat tu că are 30 de lei datorie? Eu spun, am întâlnit-o în piață, eu am spus că să vândă niște bosteni. O aștept. Scris-o la biserică. Am telefonat. Așa cu jumătate de milion n-o întreabă nimeni. Da, aici au zis că asta ne ocupăm noi. Zic atunci... Miliardare nu plătesc, dar baba trebuie să plătească 30 de lei. De atâta trebuie și, adică, cu toții. Trebuie să duci ei găinile de acasă. Mă rog, funcția mea... Nu, dar poate iese dacă... Nu e atât de asta, ea, că, mă rog, eu avem un vecin aici, el, când mă ducem la masă, el mă vedește, iară tu, iară bani. Mă rog, omul, eu nu mă duc să-i dau ajutor umanitar, să vii omul să-i mânțănească o ciocolată, ori cu un pachet de morcov. Eu șir bani și el când mă vede, mă rog, da, așa-i funcția, n-aș fi eu așa altul. Mă rog. Așa care săracul n-ar 3 lei, duci timp, pune așa la timp. Aici care... Dar cine totdeauna plătește și să-ți plătească. Mă rog, noi în limbajul nostru nu mai spunem, da. Da. Spuneți, da. Programa mai gine. Comportamentul juridic. Noi avem de... Suntem la Copceac. Aici, în spatele meu, este echipa de consilieri și candidatul la funcția de primar,
domnul Negrescu Gheorghe, care vine cu un program electoral destul de consistent în fața oamenilor, îl prezintă. Eu vreau să vă arăt, astăzi am fost în 4 localități de aici, din raionul Ștefan Vodă. Vreau să vă spun că avem echipe foarte bune de oameni, și la Volintiri, și la Caplani, și la Slobozia, și aici la Copceac. Avem oameni și cei care întreabă cine stă în spatele lui Vasile Costiuc. Avem echipe de oameni, gospodari, oameni cu experiență, oameni cu ambiții de a schimba lucrurile de aici de jos. Încă n-am reușit să terminăm ziua de lucru, încă avem treabă la anenii noi, dar vreau să vă convingeți că noi avem oameni, iar eu vă îndemn să votați toate listele unde găsiți Democrația Acasă, la Ștefan Vodă, la Căușeni, la în toate raioanele unde găsiți. Noi avem în 8 raioane, în 52 de sate, liste, primari, candidați, consilieri, inclusiv la Chișinău, Vasile Costiuc pe poziția numărul 1 în buletinile de vot și lista de consilieri la Consiliul Municipal pe poziția 15. Foarte important, încă o dată repet, ne găsiți în toate listele de consilieri și de primari. Vă rugăm să ne susțineți pentru a avea forță politică ca să vă ajutăm pe voi în continuare. Iar următoarele sunete pe care vin se le pot asigura deja în calitate de om de stat. Iată așa arată. S-a dispărut. Râul a rămas necurățit. În calitate nimeni de la, nimeni să declară, nimeni material să detor pe pași. A rămas neîndeplinit. Acum compania care dispune de excavatorile astea, Dreinlanguri, nu a primit banii care au făcut contract firma aceea de acum nu mai este. Nu caută pe domnul care a făcut, a executat lucrările, dar cine a beneficiat de lucrările care s-au făcut cu asta tehnică? Primăria Copceac. A dat primăria în judecată, se duce juristul primăriei care are salariul mai mare ca și a mine, eu în 7 ani l-am văzut odată la Consiliu și l-am întrebat cine ești. De l-o scriu, eu sunt juristul primăriei. Și eu l-am întrebat, zic, dacă tu ești angajat ca jurist al primăriei, ești obligat să aperi interesele primăriei și a comunității. Dar nu să vin judecata. Ei s-au dus cu primarul și-au vândut-o. 405.000, 325 au plătit la compania care a luat tehnica, persoana care a efectuat lucrările. Și penalități de judecată și acolo, în jur la 400.000. Eu am întrebat de unde ați luat banii, din buget. Dar buget de unde s-au adunat? Eu am luat pe la ulici, pe stradă, pe la oameni, pe la poartă și am hămâit și cu, mă rog, nu cu majoritatea, dar cu parte, poate și, mă rog. Nu mai contrazis? Nu spălat cu mine. Mă rog. Adunarea de oști, noi 12 ani n-am avut, poate, mă rog, lumea de atâta și nu s-o deprins. Primarul, ca atare, eu nu știu dacă asta e obligat. Ca fiecare an, dacă nu se dă darea seama, măcar să consulte cu oameni. Consulte, la ori și întrebare.